seară, misiune specială. Stă la Taifas. Cu girofarul pornit. Și stați aici. Șoseaua Berceni. Exact pentru asta e necesar girofarul. Te oprești unde vrei, pornești girofarul, faci ce vrei. Și pretinzi că ai misiune. Cred că așteaptă vreo delegație oficială. Ca altă grijă n-are poliția românească. Creează ambuteiaj pentru că o bandă de circulație e ocupată și interzisă staționarea aici. Organele înarmate. Cândva erau bancuri cu polițiști, umblă câte trei, că unul știe să scrie, altul știe să citească și al treilea trebuie să-i păzească pe cei doi deștepți. Dar mă umblă câte patru. Unul e șofer, altul e cu ghidarea, nu? De fapt, doi sunt șoferi, dacă sunt câte patru, sunt două echipaje. Asar i-am filmat câte patru, azi câte patru. Cel mai probabil este cu motorul pornit. Gata, a apărut urgența, adică. Abia acum a apărut urgența. Am plecat. Hai mai stați. Acum să vrea să treacă pompieri sau ambulanța, n-au pe unde, că polițaia a ocupat o bandă. Fără necesitate. Credeam că spală Putina, dar ei s-au băgat la răcoare, la umbră, la aer condiționat. Misiune specială. Așteptăm delegația oficială. De două mașini, prima bandă. Ambele cu girofarul pornit. Dacă nu erau destule două mașini de poliție, o mai venit una.
Și ambulantele trebuie să treacă pe contrasens. Asta nici măcar nu mai pornește girofarul. De jumătate de oră stau aici, că am mâncat eu o plăcintă cu șperci. Și stau și se bronzează. Și produc biogaz. Mafia cu epoleți. Șoseaua Berceni. Sectorul 4, București. Eu dacă sun la 112 zici că nu era o urgență și e abuz. Dar ei stau cu girofarul fără nicio treabă. Nu e abuz. Și mai devreme am văzut că a trecut pe aici un camion cu remorca descoperită, plin cu nisip, cu nu știu ce, poluant. Deci el probabil nu l-a oprit. În schimb, un cetățean crește legume pe acoperiș. Presupun că nu le mănâncă, el le duce la piață. Oricât de poluat ar fi. Că la piață nimeni nu controlează. Dălnire de gradul 3. Miliția cu poliția. Cu gardienii publici. Na, l-am întâlnit un polițist de sector mai devreme și zic că da, nu știu ce se ocupă. Așa că eu am grijă vieții și a stației.